Străduțele de genul celei din imagini sunt specifice zonei veche a orașului Baia Spriei, iar administrația locală nu vrea să le desfințeze, ci mai degrabă să le pună în valoare, mai ales că au șarmul lor și leagă cea mai mare parte a locuințelor din zona istorică a urbei. În această perioadă vor intra pe mâna meșterilor care le vor pietrui. Aceste străduțe înguste sunt caracteristice orașului Baia Spriei, partea veche a orașului. Toate străzile orașului sunt legate între ele prin ulițe, străzi înguste, folosite în mod pietonal și am demarat un proiect din forțe proprii cu serviciul public, cu angajații primăriei. Pietruim aceste străduțe cu piatră cubică recuperată în trecut de pe străzile care au fost asfaltate. Ele sunt caracteristice orașului și dau un farmec aparte, în special în zona dealul Minei, unde pe aceste străduțe se poate ajunge din centrul orașului la Lacul Albastru. Sunt peste 20 de astfel de străduțe care vor fi pietruite în această vară, iar unele dintre ele, care au fost închise de locatari cu garduri, vor fi redate pietonilor. Am făcut demersurile pentru a le elibera pe toate și pentru a le pava și a le transforma într-un obiectiv turistic și o zonă de atracție, întrucât pe aceste străduțe se pot observa casele minerești vechi, se pot observa grădini frumoase în drumul spre Lacul Albastru. Lumea de obicei vrea asfalt. Da, vrea asfalt, dar pe aceste străduțe au fost doar noroi până acum și credem că în felul acesta vom schimba aspectul general. Lucrările sunt realizate cu angajații primăriei.